n-ar fi deloc mai unde. Cred că suntem pregătiți și pentru jocul de duminică seară. Eu, ca și viziune, vreau așa doar să transmit jucătorilor un impuls pentru factorul mental. Dacă vom reuși să menținem atitudinea care am avut la meciul trecut, pe ultima etapă, sunt convins că putem face un joc frumos, un joc bun și un joc eficient. Toclotul apt, bine, în afara celor cu accidentări mai vechi. Da, în afara de cei cu accidentări mai vechi, Elef Ternovan și Florin Zaman, dar este toată echipa este apt. Deplasează-ți tot pilotul la București? Nu, nu putem deplasa tot pilotul, nu. Care e impresia după prima etapă? Ai văzut primul joc Dinamo cu Juventus. E Dinamo peste anul trecut? Adică avem motive să ne temem, anul trecut a făcut un joc foarte bun la ei. Un joc destul de echilibrat, un joc, Dinamo a arătat un joc echilibrat, ofensiv-defensiv. Am văzut parcă un pic de plus de viteză și agresivitate față de anul trecut, meciul a avut ritm și intensitate. Iar din ce am observat eu, golurile au venit în urma unor faze fixe și cred că acolo e un punct foarte adversarilor. Dar nu trebuie neglijate celelalte aspecte. Dinamo e un club bun și din ce văd din ultimele informații, știi, au achiziții care pot ridica nivelul echipei. Cum intenționez să abordez acest meci? Păi mai avem ceva zile de antrenament și n-ar fi chiar ok să transmit cum abordăm meciul, să-i lăsăm pe adversari să-și facă mai greu de informații, nu să le dăm chiar direct. Da, noi încercăm să ne creăm un model de joc propriu și cu mici corecturi pentru fiecare meci în funcție de adversarul întâlnit.